Aș vrea ca înainte de toate să binecuvântăm numele Domnului Dumnezeului nostru Tatăl, a Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt. Amin. Frate, surori, m-am tot frământat, sunt pe bancă, ce să vorbesc? Și am zis, dacă aici Dumnezeu a călăuzit lucrurile la textul acesta care a fost citit, din Osua, din capitolul 24, apoi și din 21, să rămân și eu la aceleași idei și cred că Domnul vrea să ne transmită ceva și de aici, în seara aceasta. Doresc să recitesc cu îngăduința dumneavoastră, dacă aveți cuvântul Domnului, puteți să urmăriți. Osua, capitolul 24, haideți să citim de la versetul 13. V-am dat o țară pe care să nu muncisereți, cetăți pe care nu le zidisereți, dar pe care le locuiți, vii și măslin pe care nu îi sădisereți, dar care vă slujesc ca hrană. Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu, și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, a exclamat Iosua, eu și casa mea vom sluji Domnului. Domnul să ne ajute, amin. Scumpii mei, ne-o da și nouă Dumnezeu multe binecuvântări. Binecuvântare după binecuvântare, că recunoaștem, că nu recunoaștem, îs lucruri ce Dumnezeu l-a realizat în viața noastră. Slujiți Domnului. Dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, dacă nu vreți să-i slujeți Dumnezeului acestuia, alegeți. Ne stă în fața noastră o alegere și aș vrea să vorbesc și aș intitula mesajul meu în seara aceasta, loiali sau duplicitari? Și am vrea, dacă vreți, sub această idee, să ne cercetăm fiecare dintre noi și să vedem cum e relația noastră cu Dumnezeu până acum și ce avem de gând să facem începând de acum, să o îmbunătățim. Care-s gândurile noastre în ceea ce privește îmbunătățirea stării, legării relației noastre cu Dumnezeu? Sau poate am ajuns unii dintre noi așa într-un stadiu în care ne considerăm că suntem bine, în care considerăm că noi nu mai încape pocăințe, în care considerăm poate că suntem grozavi, că suntem cei mai buni, ne-a mântuit Domnul, a venit Hristos în lume, a murit Domnul pentru noi, venim la adunare și suntem mântuiți. Ar fi atât de simplu, oare? Oare atât de ușor se intră în împărăția lui Dumnezeu? Oare atât de simplu ajungem să stăm la masă cu Domnul și cu Sfinții? Ce credeți dumneavoastră? Iubiții mei, nu vreau eu să vă spun lucruri noi în seara asta. Dumneavoastră cunoașteți cuvântul Domnului, toți îl citim, toți îl cercetăm. Însă aș vrea ca lucrurile poate care vrea Domnul să ne le amintească în seara asta, să lucreze noi neprihănire. Și să ne ajute Domnul verificându-ne, dar știți cum? Verificându-ne strict. Verificându-ne, dacă vreți, să ne punem la microscop, să ne vedem până în cele mai mici lucruri. Mă gândesc de multe ori cât de superficial trecem peste problemele noastre. Mă uit în viața mea, uitați-vă în viața dumneavoastră, nu ne uităm unii la alții. Cât de superficial suntem când e vorba de greșelile noastre. Când e vorba de falimentele noastre. Când e vorba să ne vedem pe noi așa cum suntem. Ce simplu, nu? Imediat trecem ca și cum ar fi un judecător rezolvat. Gata.
Am dat sentință minimă dacă s-ar putea. Și când îi vine vorba, poate să-i luăm pe alții, măcar că nu-i jobul nostru ăsta. Nu-i treaba noastră asta. Ce strict suntem. Am dat pedeapsă capitală dacă s-ar putea, nu-i așa? Uneori, dacă am putea, am decapitat pe unii, impropriu spus. Dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților la care țară locuiți. Ne-a așezat și pe noi Domnul într-o țară, pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de vreme, că-i România, că-i Anglia, că-i știu eu unde am fi, ne-a așezat Domnul undeva. Slujim noi lui Dumnezeu? Sau se mai lipește inima și de alte lucruri? Nu mi-am propus să vorbesc despre asta, dar suntem în preajma sărbătorilor acum, da? Când foarte mult se vorbește despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Și a se vorbit despre nașterea Domnului Iisus Hristos în fond. Nu-i nimic greșit, e bine, nu? Pentru noi e o bucurie că Domnul Iisus Hristos a venit în lume, că o trăi pe pământul acesta. Dacă nu s-ar fi născut, n-ar fi murit, e ceva logic. Ei, dar din treaba asta, să știți, din treaba asta, din nașterea Domnului Iisus Hristos acum, s-a făcut un mare idol. Dar de-ar fi idolul ăla Iisus pentru toți. De-ar fi Domnul Iisus Hristos în mijlocul Christmasului acesteia, da? Și nu-i! Nu-i! Fugitiv vreau să ating lucrul acesta, că sunt mulți idoli, să știți. Știți ce-i supărător, ce-i deranjant? Încet, încet, unii dintre noi acceptăm în viața noastră. Încet, încet, nu mai e păcat nimic. Eu nu spun că e cazul la dumneavoastră, general vorbesc, frate și sorori. Frate, nu-i păcat, nu-i păcat nici să-ți pui brad la ora actuală. Nu-i mai păcat, nu-i așa? Ce spuneți, e păcat sau nu? Ce treabă are bradul cu Iisus Hristos, frate și sorori? Ce treabă are Moș Crăciun? Dar dacă am cercetat rădăcinile... Dacă merge adânc în spate să vedem de unde vine ideea asta cu Santa Claus, cu și așa mai departe. Mi-a trimis cineva niște videoclipuri foarte interesante. Schimbați un pic în loc de Santa, da? Puneți nu-l la sfârșit, să vedeți că dă Satan. O încercat ei cumva, cumva și din sărbătoarea asta creștină, să spunem. Și din amintirea Domnului Iisus Hristos să aducă, să schimbe sensul ei. Întrebați-i pe unii, întrebați-i, eu am întrebat pe unii. Ce-i sărbătoarea asta, Crăciunul, că Christmasul pentru voi, am întrebat pe englez, ce-i? Păi, frumos, punem brad, punem luminițe, se bucură copiii. Asta-i? Și o schimba lumea cu sistemul ei diavolesc. O schimbat sensul nașterii Domnului Iisus Hristos. Nu mai e nimic despre Iisus. Nu mai e nimic. Și știți ce-i trist, frate și surori? Se vorbea despre idol și ajungem imediat aici. Unii dintre noi, poate nu la noi în biserică, foarte mulți frați de-a noștri penticostali n-au o problemă cu Moș Crăciun ăsta. N-au nicio problemă cu bradul, n-au o problemă cu toate astea care se întâmplă, așa, mâncări, până acolo că duce la îmbuibări, n-au problemă cu asta. Ce spuneți? Îs bune lucrurile acestea? Nu îs bune. Veți spune, frate, sunt lucruri mici, saltele mai grave, dreptă-i. Dar să vedem că lucrurile astea mici, vulpile astea mici, strică viile în floare și le strică bine de tot. Am vrea să vedem, suntem loiali lui Dumnezeu sau duplicitari? Și duplicitatea poate începe de la lucruri foarte mici. Lucruri nevinovate, frate, nu e așa păcat, nu? Idoli. Punem în mâinile copiilor noștri, scumpii mei, vreau să fiu foarte simplu și foarte direct. Punem în mâinile copiilor noștri idoli. Idoli. Ascultați-mă ce vă spun. Nu că vine de la mine, eu cred că vine de la Dumnezeu direct. Punem în mâinile lor idol și se închină bieții de ei, copiii, unii dintre ei ore în șir uitați la idol. La idol. Și am vrea, desigur, am vrea să umblăm cu Dumnezeu, am vrea să umblăm în lumină. Am vrea ca Domnul, am vrea și noi să spunem la fel ca și Iosua, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului, dar alegerea stă la noi. Ce greu e, ce greu e că începem bine și uneori terminăm rău. Că spune Eclesiastul că mai important e sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Scrie Apostolul Pavel celor din Galatia, o galateni nechipzuiți, după ce ați început în Duhul, ați început bine, acum vreți să sfârșiți în firea pământească?
Haideți să luăm un caz din Sfânta Scriptură. M-am gândit la un împărat destul de bun. Au făcut niște lucruri deosebite, nu știu câți dintre noi le-am face. Sau am făcut, poate. Deschide cuvântul Domnului la cartea a doua a cronicilor. Ce reforme s-au făcut pe vremea acestui împărat. Vreau să citim un pic mai mult. De la capitolul 15, pagina 464, de la versetul 10. S-au adunat la Ierusalim în luna a treia anului al 15-lea al domniei lui Asa. În ziua aceasta au jertfit Domnului din prada pe care o adunaseră. 700 de boi, 7000 de oi au făcut legământ să caute pe Domnul, Dumnezeul părinților lor, din toată inima lor și din tot sufletul lor. Și oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel, trebuia omorât, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie. Ascultați acolo, frate și surori. Ce a făcut omul ăsta? Cine nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel, trebuia să fie omorât. Oare câți dintre noi să ne întrebăm? Am mai trebui să fim în viață dacă ar fi un om ca și Asa aici, poate dacă ar fi vremurile de atunci. Au făcut legământ să caute din toată inima și din tot sufletul lor. Știți ce-mi doresc, frați și surori? Să ne ajute Domnul pe toți, mici și mari, să facem un legământ de felul acesta, amin? Să-L căutăm pe Domnul din toată inima noastră și din tot sufletul nostru. Domnul să ne ajute, amin? Au jurat credință Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie și cu sunet de trâmbițe și de buciume. Tot Iuda s-a bucurat de jurământul acestuia, că jurasere din toată inima lor, căutasere pe Domnul de bună voie și îl găsiseră. Ce lucru mare! Să-l căutăm pe Domnul de bună voie, să-l căutăm pe Domnul neforțați, nesiliți de împrejurări. Și Domnul le-a dat o dihnă de jur împrejur frumos. Vedeți că nu a fost război mult timp acolo. Mult timp război a fost departe de poporul Israel. Împăratul Asa, aici interesant, împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mamă sa Maaca să mai fie împărăteasă. De ce? Pentru că făcuse un idol. O spus Asa mamei sale, era mamă sa, era împărăteasă. A făcut idol, stop împărăția. Oare avem noi dragostea aceasta pentru Dumnezeu, încât să trecem uneori și peste legăturile de rudenie? Da? Ca să putem spune adevărul? Să nu ne uităm, rude, să nu-i supărăm cumva. Desigur, cu Duhul blândeții să ne ajute Domnul. Dar avem noi înțelepciunea, dragostea pentru Dumnezeu să trecem peste acestea? Să nu cumva să ne gândim, bă, dar se supără frații din biserică pe mine dacă le spun. Scumpii mei, asta face dragostea lui Dumnezeu. Când te doare pentru cineva, îi spui. Că îi place, că nu-i place, îți faci datoria. Păi imaginați-vă cât de bun doctor ați fi dumneavoastră, da? Să vină un frate din biserică, un pacient, oricine ar fi el, să fie bolnav la dumneavoastră. Și dumneavoastră, mă, cumva să nu-i supăr, nu-i spun diagnosticul. Mă, medicamentul ăsta care trebuie să îl dau, mă, ăsta e în cancer, ăsta e stare avansată. Are nevoie de chinetul, cum să-l supăr, să suferi la așa ceva? Dar ce-i mai dureros? Să-l doară că-i spui și apoi să fie vindecat? Sau să nu-i spui și să moară de boală? Nu? Ce interesant! Făcuse un idol, n-a mai lăsat-o să fie împărăteasă. Să veghem unii asupra altora, ce înseamnă asta? Când ne vedem unii pe alții șchiopătând, greșind, să fim gata să ne ajutăm. Domnul să ne ajute, amin. I-a dărâmat idolul pe care l-a făcut praf, l-a ars lângă părâul Chedron. Dar înălțimile tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui a fost în totul a Domnului în tot timpul vieții lui Asa. Versetul 19. N-a fost niciun război până al 35-lea an al domniei lui Asa. Câți ani de pace, câți ani de pace, că omul ăsta a pornit foarte bine. Și a fost unul dintre împărații puțini, dar buni.
Mergem mai departe, în schimb, capitolul 16, versetul 7. În vremea aceea, dumneavoastră știți împrejurarea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul Iuda, și i-a zis: pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Etiopienii și libienii nu alcătuiau încă oaste mare cu o mulțime de cară și călăreți? Și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale, pentru că te sprijinisei, te sprijiniai pe El. Ne sprijinim pe Domnul la început și ajungem în cele din urmă să ne sprijinim pe noi înșine. Loiali sau duplicitari? Căci Domnul își întinde privirile, versetul 9, foarte frumos. Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a Lui. Cum e inima mea? Cum e inima dumitale? E inima mea întreagă dată Domnului? E inima dumneavoastră, frați și surori, dată Domnului întreagă? Spune cartea Proverbele, capitolul 23, versetul 26, fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în legile mele, în căile mele. Cât de mult găsesc ochii mei, cât de mult găsesc ochii dumneavoastră plăcere în căile Domnului, în toate căile Domnului. Uneori calea aceasta a Domnului, știți, îi, dar câteodată se mai vine mai câte un hop, mai vine câte ceva, e mai greu, nu e așa simplu. Vedeți ce a făcut? Uitați ce s-a întâmplat. Ai lucrat ca un nebun, îi spune Hanani, luasa. În privința aceasta și de acum vei avea războaie. Iubiții mei, unele probleme vin în viața noastră și bine că vin pe pământ din pricina noastră. Nu-i tot timpul vina lui Dumnezeu. Uneori le facem cu mâna noastră. Uitați ce spune Hanani, ce nu cred în predestinare, eu v-am mai spus lucrul ăsta. Eu nu cred că Dumnezeu predestinează lucrurile să se întâmple așa neapărat și eu nu cred în așa ceva. Uneori ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, de acum vei avea războaie. De ce? Din vina ta asta. Știți, e mare har să ne mai trezească Domnul uneori pe noi. Poate unele războaie, poate unele lupte vin în viața noastră din cauza nevegherii mele și din cauza nevegherii dumitale. Dar e bine că Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, păcatele unor oameni merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Ce mare har e ca păcatele noastre să meargă înainte la judecată, amin? Chiar dacă avem anumite polițe de plătit, chiar dacă, să știți, uneori trebuie să poate să plătim, da? E mare har că plecăm curați înspre împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și nu-i mai mare har să ne înfățișăm în fața lui Dumnezeu o biserică fără pată și fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, zic Domnul să ne ajute, amin. Asta o greșit mai departe. Asta s-a mâniat pe văzător și l-a pus în închisoare pentru că era înfuriat împotriva lui. Să-ți spună cineva adevărul în față și să te mâni pe el, că ți-a spus, frate, nu mergi bine. Să crezi că mergi bine, să te deranjezi adevărul. Frate, vezi că nu faci bine. Nu, frate, eu știu, eu... să nu-mi spună mie el, să nu mă învețe el pe mine. Nu? Și poate ți-a vorbit Dumnezeu și poate mi-a vorbit Dumnezeu prin persoana cu tare. Spune Ioan atât de frumos în epistola lui copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Ajută-ne, Doamne, amin! În al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare, așa că avea foarte mari dureri de picioare. Chiar în timpul boalei lui n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Și de multe ori și noi alergăm la doctori. Dar interesant aici, când e scris aici, se menționează foarte clar, parcă vrând să ne atenționeze, în timpul boalei lui n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Iubiții, un om care a făcut atâtea reforme, un om care până și mamei sale nu i-a mai dat voie să fie împărăteasă din cauza că a făcut un idol, ajunge spre finalul vieții lui, măcar că a fost un împărat foarte bun, în timpul boalei sale
Trist, nu? N-a căutat pe Domnul. Mă gândesc că nu știu prin ce vom trece noi, dar-s vremuri bune, sunt vremuri de belșug, sunt vremuri de îndurare. Dacă în astfel de momente, scumpi frați și surori, nu-L căutăm pe Domnul, dacă în astfel de momente nu ne alipim inima de Domnul, mă întreb, oare ce se va întâmpla când vor veni vremuri grele peste noi? Mă întreb ce se va întâmpla când vor veni necazuri, probleme peste noi? Ce se va întâmpla, scumpii mei? Ce se va întâmpla? Îl vom căuta pe Domnul în timpul boalei, în timpul necazului. Zic, Domnul să mă ajute, Domnul să vă ajute, amin. Dacă vreți, citim cartea psalmilor, citim psalmul 16, versetul 4. Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Idolii se înmulțesc, vin în tot felul de forme. Idoli pot fi foarte mulți, să știți. Putem idolatriza oameni. Putem să ne idolatrizăm fizionomia noastră, să știți. Putem să ne idolatrizăm lucrurile materiale. Putem să facem din anumite sărbători păgâne, din anumite zile ținute, să știți. Putem să facem și din acelea idoli. Idolii se înmulțește tot mai mulți. Oamenii aleargă după dumnezei străini, nu după Dumnezeul adevărat. Dar eu n-aduc jertfele lor de sânge. N-aduc, spunea David. Și nu pun numele lor pe buzele mele. Iubiți mei, trebuie să învățăm pe copiii noștri, să știți. Eu îmi dau sânința în dreptul meu, nu fac pe viteazul. Să nu se laude cel ce încinge arma. Unii dintre voi aveți copii mai mari ca mine, mult mai mari. Nu vreau să fac pe viteazul în fața dumneavoastră, dar vă spun, trebuie să învățăm pe copii de mici. Să ne ajute Domnul. N-au ei ce căuta cu Santa Claus în gură. Să știți? Nu. No. Trebuie să învățăm de Dumnezeu, trebuie să învățăm de Domnul Iisus Hristos, de Duhul Sfânt. E trist că unii copilași, așa, 3, 4, 5 ani, dacă îi spui să spună ceva din Scriptură, să cânte o cântare, așa, că la 3, 4 ani trebuie să fredoneze deja cântări. Ei, nu știu, dar spune de Santa Claus, spune de jucării de astea, de desene animate, toate le știi, nu? Ei, și vrem să fim sfinți, vrem să fim crescuți pentru împărăție, vrem să ne folosească Dumnezeu. Nu vreau să fiu dur. Nu vreau, dar știți ce? Îmi doresc ca toți cât suntem aici să fim pregătiți pentru cer, amin? Și generațiile care se ridică după noi să fie la fel, scumpi frați și surori. Degeaba noi am primit într-un fel, dar mai departe o lăsăm oale cu pocăința. Degeaba noi am primit Evanghelia curată, poate am primit-o într-un fel și acum nu-i mai păcat nici aia, nu-i mai păcat nici aia și ajungem încet, încet, băgăm lumea în casele noastre, băgăm lumea în adunările noastre și devenim adunări slabe. Devenim adunări schilozite din punct de vedere spiritual. Domnul să ne păzească de astfel de stări. Amin. Îl descrie cartea Faptelor Apostolilor pe Apostolul Pavel într-o situație. 17 Faptele Apostolilor, versetul, hai să citim la 15 să înțelegem, pagina 1078. Cei ce însoțeau pe Pavel au dus până la Atena, apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Și ascultați aici ce frumos. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, îi se întărta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Ce se întâmplă cu Duhul meu și ce se întâmplă cu Duhul dumneavoastră când vedem idoli? Cetăți pline de idoli, da? Ei, ce se întâmplă când vedem că încet, încet câte un idolaș în casele noastre apare, în casa mea, în casa dumitale? Ce facem când vedem că apare câte un idol? Spune cuvântul Domnului, pe când îl aștepta Pavel în Atena, îi se întărta Duhul. Îl văd pe apostolul Pavel, supărat, mâhnit. Suntem și noi la fel când vedem că încet, încet, în casa mea, intră idolul, în casa dumitale, intră idolul. Doamne, ajută-ne! Apostolul Ioan își termină epistola lui, întâia epistolă, pagina 1202, capitolul 5, versetul 21, cu următorul verset, copilașilor, păziți-vă de idoli, de orice natură,
Am amintit aceștia că sunt acum în vogă. Dar sunt mulți alți idoli, frate și surori. Unii își idolatrizează copiii. Atâta de mult își idolatrizează copiii că nici nu-i mai pedepsesc. Că cum să-i pedepsești, frate? Dar Biblia spune că copilul trebuie pedepsit, că dacă nu aduce mânire mamei sale, aduce întristare tatălui său. Unii își idolatrizează foarte mult locul de muncă și îl idolatrizează și orice-s gata să facă. Orice e prioritar în viața noastră, deasupra lui Dumnezeu idol. Așa ne putem cerceta și vedem ce idole avem. Ce-i pentru noi, în primul rând, e Dumnezeu? Dacă da, îi ferice de noi. Dacă nu, Domnul să ne ajute să scoatem toți idole afară și să facem ce spune aici, copilașilor, păziți-vă de idoli, amin. Loiali sau duplicitari? Loialitatea aceasta, frați și surori, trebuie să înceapă și cred că a început în momentul în care am fost convertiți, ne-am întors la Dumnezeu, am început în Duhul, am început plin de râvnă și avem exemplu de data aceasta, în atenția dumneavoastră vreau să-l pun pe un om care îl descrie Cartea Faptelor Apostolilor, pagina 1065, capitolul 8, că s-a întors la Dumnezeu. Capitolul 8, versetul 9, în cetate era un om numit Simon care zicea că este un om însemnat. Așa zicea el. De obicei știți, oamenii lui Dumnezeu care îți folosiți de Dumnezeu nu se văd tare mare în ochii lor. Nu, ea tot timpul se vă miși, tot timpul vor să dea înapoi, tot timpul cred că mai au de învățat. Dar ăștia care se cred foarte însemnați, de obicei n-au prea multe de spus. Spune cuvântul Domnului, zicea că este un om însemnat el, nu numai că se credea el, și zicea că e un om însemnat. El vrăjea, punea în uimire pe poporul Samarei, toți îl ascultau cu luarea minte, ziceau, e puterea lui Dumnezeu care se numește mare, cu ghilimele, că aia nu era puterea lui Dumnezeu. Când au crezut pe Filip care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numele lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut, frumos, crede Simon. După ce a fost botezat, se botează Simon, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Un om care se botează, se convertește la credință și apoi se însoțește cu oameni mari de-a lui Dumnezeu, un anturaj corect, un anturaj bun. O, dacă am avea și noi astfel de părtășii când ne adunăm, nu? Când ne adunăm unii cu alții, avem cântări de laudă, rugăciune, nu vorbire de rău, nu clevetire, Doamne ajută-ne! Anturaje bune, întovărășia oamenilor fără prihană. Dar spune aici, chiar Simon a crezut, după ce se boteza, privea cu uimire. Vine mai târziu omul acesta botezat, convertit, care stătea lângă apostol, se minuna de ce lucra Dumnezeu. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Și vine răspunsul, vine sentința, banii tăi să piară împreună cu tine. Crezi greșit, Simone, cu alte cuvinte. Tu crezi că darul lui Dumnezeu se poate cumpăra cu bani? E bun că ne botezăm. E bun că suntem botezați, ne botează Domnul și cu Duhul Sfânt, e deosebit. Dar ce se întâmplă pe parcurs de la loialitatea aceea, devenim duplicitari? Asta s-a întâmplat cu Simon. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toaba asta. Inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu, i-a spus Petru. Să ne botezăm, dar să n-avem inima curată. Domnul Iisus Hristos spunea că se afla pe munte, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ce credeți? Eu nu pot să-mi dau eu cu părerea în dreptul lui Simon, dacă a fost mântuit sau nu mai târziu. Dar le-a spus apostolilor să se roage pentru el. De ce? Tu, dacă te rogi, nu funcționează. De ce să se roage alții pentru tine, Simon? Rugați-vă pentru mine, știți ce i-a spus ei? I-a spus Simon, ei i-a spus 22, pocăiește-te de această răutate și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul ăsta al inimii tale, dacă este cu putință. Nu știu ce a crezut Simon, nu știu cât de afectat a fost în mintea lui, dar au spus rugați-vă voi pentru mine
să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. Scumpii mei, loiali sau duplicitari? Îi suntem loiali lui Dumnezeu. Pentru Simon, nu știu ce a urmărit el, voia ca în urma punerii mâinilor să aibă o imagine bună în fața oamenilor. A fost o slavă deșartă, a fost o dorință de câștig mârșav, nu știu exact ce a fost, că nu ne scrie exact. Dar ceva necurat a fost la mijloc. Oare facem noi lucrarea lui Dumnezeu din curăție de inimă? Ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni? Facem noi lucrarea lui Dumnezeu cu curăție de inimă? Doamne ajută-ne! Să nu cumva să ne trezim, scumpii mei, că venim degeaba la adunare, că ne ostenim degeaba, nu suntem nici cu Dumnezeu, nu suntem nici cu lumea, nu suntem nici în corabia care merge înspre muntele etern, nu suntem nici jos cu cei din lume. E o stare foarte gravă, o stare de căldicel, o stare care vine cuvântul lui Dumnezeu și spune bisericii din Laodicea, cuvânt adresat îngerului bisericii din Laodicea, care era în vremea aia păstorul sau prezbitorul bisericii. Și spune îngerului bisericii din Laodicea, scrie-i! Scrisoarea era adresată îngerului, la aia se referă, îngerul era slujitorul din cadrul bisericii. Îngerului din Laodicea, scrie-i! Și îngerul trebuia să transmită mesajul acela mai departe, bisericii. Și spus mesajul acela adresat îngerului sau păstorului sufletesc al bisericii, i-a spus, nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece, Apocalipsa capitolul 3, sau înclocot, dar pentru că ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Domnul să ne ajute să nu ne înșelăm singuri, frate și surori. Mai citesc, dacă vreți, din capitolul 7, tot în vederea aceasta, când vorbim despre duplicitate, când vorbim despre a fi sinceri cu noi înșine și cu Dumnezeu, Matei capitolul 7, de la versetul 3, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scop paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău și în semnul întrebării și puncte, puncte. Și ar trebui să ne uimim și noi. Cum putem să ne spunem unii altora, să evidențăm greșelile altora, care sunt mult mai mici decât ale noastre și pe ale noastre care scât casa, cum zicea cineva odată, nu le vedem. Ce spuneți, e loialitate aici sau e duplicitate? Rămânem la aceeași Evanghelie, Evanghelia după Matei, capitolul 23. Citim de la versetul 23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecioală din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Dreptatea, mila, credincioșia, pe acestea trebuie să le faceți și pe celea să nu le lăsați nefăcute. Păvățuitori, orbi care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Adică noi avem, nu noi, dar general vorbind, lucruri grave la activ. Da? Lucruri mari în viața noastră. Și mergem la cei din jurul nostru, la cei din biserică, la cei din casă, la cei din familie și călcăm așa peste ei pentru o datorie mică pe care o au. Îi luăm de gât, îi strângem de gât. Dar noi avem încă o datorie poate neplătită de 10.000 de galbeni. Și mergem la cel care poate datorează 100 de galbeni și nici măcar nu datorează 9. Că nu a păcătuit împotriva noastră, a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și strângem de gât. Și strângem de gât. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, duplicitari, oameni cu două fețe. Pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar în lăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Adică vrem să arătăm bine în fața oamenilor. Vrem să ne dăm că suntem neprihăniți, că suntem curați, că suntem pocăiți și noi, frate. Venim la adunare, dăm pace, dar nu-i pace în inima noastră, nu? Domnul să te binecuvinteze, frate, dă mâna, schițăm și în zâmbet. Și în sinea noastră, de ți-ar da Domnul, de ți-ar face Domnul. De ce? De ce? De ce nu suntem cinstiți? De ce nu avem curăție de inimă, frate și surori? O, ce groaznic, ce urât îi să credem că suntem copii al lui Dumnezeu și să umblăm cu astfel de lucruri. Ce mare înșelăciune!
Să mai și credem că avem acces în rai. Să mai și credem că stăm cu Avram, cu Iacov, stăm cu sfinții la masă, cu Isaac. De unde, frate și surori? Pocăința, spuneam la început, dumneavoastră știți, ne amintim. Pocăința nu e așa, știți, merge oricum, merge și cu aia, frate, hai că merge și cu aia, intrăm oricum rai. Intrăm la îngro așa, ca pe piață, da? 10 la preț de 1, nu se poate. Am fost răscumpărați cu un preț scump. Și prețul acesta a fost plătit de către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, lăudat să-i fie numele. Și viața fiecăruia dintre noi, viața mea și viața dumitale, are o mare valoare în fața lui Dumnezeu. Și nu putem să trăim oricum. Vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite care pe de afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Ce cuvinte au spus Domnul Iisus acolo, cât de aspru a vorbit. Vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici! Tot așa și voi pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Iubiții mei, îmi doresc niciunul dintre noi, dintre toți cât suntem aici, să nu fie un fariseu fățarnic. Să știți, eu dacă mă dau altul, știți, s-a dus odată o femeie la prorocul Ahia, era înaintat în vârstă, nu mai vedea bine Ahia, nu putea să vadă bine. Îți spune robul, deghizează-te cu alte cuvinte, du-te la prorocul Ahia, vezi ce se întâmplă cu copilul ăsta. Se duce femeia asta, se îmbracă, o crezut că Domnul tace, o crezut că Domnul îi orb, cum cred unii, că Domnul îi surd. Crede că dacă vin în adunare își dau pacea Domnului, dar prin șantiere, în jur, în toate felurile, știți, Domnul nu știe, nu? Așa să fie. Crede că dacă vin în biserică și se roagă cu putere în adunare, sau dau un demn deosebit, sau predică deosebit, sau chiar prorocesc unii, dar prin șantiere înjură pe toți în limba engleză. Îi fac în toate felurile, îi asupresc pe alții. Cred ei că Dumnezeu, nu, el vorba unui frate, Dumnezeu nu știe englezește. Dumnezeu nu vorbește. Nu? Așa a făcut și omul acesta, o trimite pe nevastă să se duce la prorocul Ahia și Duhul lui Dumnezeu, că aici nu e omul. De multe ori noi credem, bă, nu cumva să... Nu e omul, frate, surori, e Dumnezeu. Și spune Duhul lui Dumnezeu prin prorocul Ahia, intră. Intre nevasta lui Roboam. Pentru ce vrei să te dai drept alta? E nevoie de astfel de proroci, amin? E nevoie încă de oameni al lui Dumnezeu. Ne-ar conveni să fie Ahia în biserică aici. Un om ca și Ahia. Când intrăm în adunare așa, să ne spună, intră, intră. Pentru ce te dai drept altul acum la adunare? Că tu știi cum ai umblat toată săptămâna. Că tu știi cum te-ai comportat la locul de muncă. Că tu știi cum te comporți acasă. Și venim în biserică și îmbrăcăm straie de sărbătoare, luăm, dacă vreți, împrumutăm așa la foc automat un limbaj duhovnicesc și credem că e gata, ne ia Dumnezeu în primire, Dumnezeu care e bun, ne umple de Duhul Sfânt și ieșim alți oameni, frați și surori, ca să se producă cu adevărat schimbarea în viața noastră, trebuie să fie o dorință sinceră de a umbla cu Dumnezeu. Trebuie să fie o sete cu adevărat după Dumnezeu. Trebuie să fie o motivație serioasă, o motivație adevărată. Nu numai așa că ne obișnuim, știți cum ne obișnuim să fim duplicitari. Ne obișnuim să umblăm și cu Dumnezeu și ne obișnuim să umblăm și cu lumea. Și știți ce se întâmplă? Amorțiți. Dormim în biserică, dar nu fizic, spiritual. Și unii sunt chiar și morți. Mă gândesc, aș vrea să mă apropii de încheiere. Oare ce e mai important, frați și surori? Viața aceasta care trece? Și de multe ori atâtea sacrificii facem pentru noi, pentru firea pământească. De multe ori parcă atâta de mult ne ostenim pentru omul din afară. Și când vine vorba să luptăm cu noi înșine,
Să ne dăm toate silințele, să luptăm cu noi până acolo încât firea noastră pământească să nu mai aibă nicio putere. Parcă atât de leneși suntem. Atât de leneși am devenit în ceea ce privește postul. Atât de leneși am devenit în ceea ce privește rugăciunea. Și credeți-mă, frate și surori, de multe ori se vede cât de rugativ suntem. Cât de rugativ, cât de mult ne rugăm la casele noastre, să știți. Se vede. Ce legătură avem noi cu Dumnezeu? Cât de mult comunicăm cu Dumnezeu? Știți când ne rugăm? Comunicăm noi cu Dumnezeu și El cu noi. Când citim Scriptura, Dumnezeu ne vorbește și noi învățăm. Cât de mult comunicăm cu El, așa prieteni suntem cu El, să știți. Să nu spune cineva că El citește Scriptura din an în Paște și se roagă tot din Paște în an sau din an în Paște, da? Dar El e prieten tare cu Dumnezeu cu asta, nu cred. Când sunt prieteni, când dumneavoastră aveți prieteni, pe când sunteți prieteni cu cineva, discutați, comunicați, vă întâlniți cu toată bucuria, discutați, comunicați, ai legătură, nu? Așa e și cu Dumnezeu. Dacă numai când ne amintim așa sau când avem o problemă, Doamne, repede pe genunchi, familia la rugăciune, dar ce ai făcut când era bine? Dar ce ai făcut când nu era necazul? Acum știți, bat varurile la ușa corăbiei, toți pe genunchi, toți la rugăciune, toți la biserică. Gata, scoatem barul, scoatem astartele din casă. Dar de ce nu le-a scos pe vremuri de pace? De ce trebuie să vină Dumnezeu și să ne strângă? De ce trebuie să vină Dumnezeu să ne constrângă să ne pocăim? De ce? Să vină Dumnezeu și să mă ajute pe mine să mă pocăiesc. Și știți cum? Să nu-mi placă. Așa, într-un mod, să vină Dumnezeu, pentru că eu nu vreau să mă pocăiesc din toată inima. Când e bine, vine Dumnezeu și apasă cu mâna Lui asupra mea. Pentru că mă iubește. O, și ce mare har să fie așa, că în drept unora n-apasă Dumnezeu. Și nu se mai trezesc niciodată. Iubiți frați și surori, trăim vremurile din urmă. Trăim vremurile când lumea cu sistemul ei diavolesc încearcă să pătrundă. O văzut că nu ne poate trage pe noi lume, încearcă să pătrundă ei în adunare. Și acum asta se întâmplă. Uitați-vă, să știți, e mare har biserica asta. Și multe alte biserici care își dă silința. Se vede, oamenii își dau silința. O, că mergi în biserici de multe ori și îți pui mâinile în cap. Că de ce? Adevărata închinare a lui Dumnezeu a fost scoasă de acolo. Acum atât e un har, atât e și poate o să mă judecați unii dintre dumneavoastră. Sper că nu. Dar trebuie să vă spun adevărul. Acum atât e un har, atât e o pace, atât e... Acolo unde e mult păcat, e har mai mult nemeritat. Serios. Da? Hai să păcătuim, să se înmulțească harul. Cu cât păcătuim mai mult, cu atât iertarea lui Dumnezeu e mai mare. Câtă erezie! Se vehiculează tot felul de cântări la ora actuală. Mergi în biserici, nu-i nimic esență, nu-i nimic Duhul Sfânt. Scumpii mei, ce facem noi? Biserica noastră. Ce facem noi cu familia noastră? E Duhul Sfânt acolo? E focul lui Dumnezeu pe altar sau nu? Acum e bine, sunt vremuri de pace. Acum e pace, cântă fratele David cântarea aia. Dar mâine, cum va fi? Mâine cum va fi? Și dacă acum când e bine nu vrem, ce vom face mâine când nu va fi la fel de bine? Ne speriem, și de-aia v-am spus de lumea cu sistemul ei și vreau să închei cu asta. Să ne ferim, scumpii mei, de tot felul de idole. De tot ceea ce ne poate fura timpul, să știți. Dacă am studiat și cu... Vine Paștele sau când se sărbătorește, da? Și de asta vă spun, nu predic eu de multe ori de lucrurile astea, da? Trebuie să le spun. Cu iepurașul, cu ouăle, toți, știți? Uitați-vă un pic, eu m-am uitat și am studiat un pic în istorie de unde vine asta. E o sărbătoare demonică. Să știți, demonic, acolo sunt implicate multe duhuri. E puraș cu ouă. Ia, de unde vine asta? Și multe altele. Și am citit și am studiat un pic și am văzut de unde vine. Și dacă vreți, spuneți-mi sau documentați-vă chiar dumneavoastră, că internet acum avem, vedem cât de multe ori bieții de noi, unii dintre noi, suntem prinși și noi lucrurile astea. Să fim și noi, frate, așa un pic ca lumea. De ce? Știți de ce? Pentru că noi mai suntem loiali lui Dumnezeu. Pentru că nu-i mai sunt loial lui Dumnezeu. Am început bine, hai să ne amintim când ne-am pocăit. Amintiți-vă când v-ați pocăit, fraților. La fel erau rugăciunile noastre. Când eram atunci la dragostea din tâi, da? Că de-aia trebuie să ne întoarcem la faptele din tâi. Că după ce ne întoarcem la faptele din tâi, vine și dragostea din tâi. Pleacă dragostea că nu-s faptele. De-aia. Și se întâmplă că devenim morți în adunare, devenim slabi spiritual,
nu mai avem poftă de rugăciune, nu mai avem poftă de citirea Scripturii, nu mai avem poftă de a ne aduna la părtășie. În casele noastre, în loc să fie Dumnezeu acolo, să ne adunăm la cântare, să ne adunăm la rugăciune, știi ce se întâmplă? Filme, vin unii frați care mai au pretenția că vor să slujească ei, să-L propovedească pe Domnul. Dar ei deschid Netflix-ul când vin acasă. Ei deschid meciul, îi urmăresc cupa ca... Păi de unde, frați și surori? Păi de unde? Păi nu se poate să petreci, stai la filme în loc să stai cu Dumnezeu și apoi să-ți dea... Ce să-ți dea Dumnezeu? Ce să-i transmită Dumnezeu? Aș vrea și îmi doresc mesajul acesta, care cred că e din partea lui Dumnezeu, frați și surori, să ne-l punem la inimă. Nu vreau să vă uitați la mine și chiar dacă ați face-o, dacă se întâmplă ceva și ne schimbăm și mă schimb și vă schimbați, e bine. Chiar dacă nu v-ar plăcea de mine și ați spune, bă, să o treziți și ăsta, că am mai auzit, eu nu aici poate, dar am mai auzit, bă, se trezește și ăsta să vină cu... Fraților, asta e Evanghelia. Eu îmi doresc cei mai bine pentru mine, pentru casa mea și pentru dumneavoastră și casele dumneavoastră. Știți ce? Mântuirea. Amin? Să ne ajute Domnul, îmi doresc așa înguși cum suntem. Să fim înguși, lăsați-i pe ăștia să vină cum vor la adunare. Să ne asculte, lăsați-i să vină cum vor în prezența lui Dumnezeu, dacă nu vor să asculte. Lăsați-i să creadă că merg bine dacă le tot spunem și le spunem în continuare. Dacă ei cred că e bine așa oricum, dacă ei cred că e bine să se roage oricum, să cânte oricum, îi vor cu păcate, frate, oricum poți veni în fața lui Dumnezeu îmbrăcat, Dumnezeu te ascultă, poți veni cu tot felul de păcate, vin din discoteca aici, te rogi, Domnul te ascultă, de unde? Știți ce a spus Iosua și închei? A spus Iosua așa: și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vrei să slujiți. Să alegem. Și să alegem bine, cu înțelepciune. Sau Dumnezeilor care le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților la căruia țară locuiți. Și îmi doresc asta să se întâmple ce a spus Iosua. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Domnul să mă ajute, Domnul să vă ajute. Amin.